Un prim lot de candidați PSD pentru primăriile din județ a fost prezentat astăzi într-o conferință de presă. O mare parte a actualilor edili a declarat că aspiră la încă un mandat. PSD-ul își păstrează actualii primari din Alimpești, Bengeș-Ciocadia, Brănești, Aninoasa, Baia de Fier, Berlești, Glogova, Fărcășești și Albeni pe lista candidaților pentru alegerile din iunie. Și eu am câteva proiecte care trebuie să le duc la bun sfârșit. Este vorba despre modernizarea drumului DC19 și 19B, lucrare deja începută. Acum perioada de iarnă s-a stagnat, însă imediat când timpul ne va permite, avem de construit și un pod în cătunul PTC pe DC19B, un pod de importanță deosebită pentru locuitorii din satul Bălcești. Am realizat foarte multe proiecte în această perioadă. De asemenea, vreau să vă mărturisesc faptul că am venit alături de echipa PSD, având în vedere caracterul constructiv al acestei echipe. Doresc să candidez pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat, având în vedere faptul că sunt foarte multe proiecte care s-au finalizat și sunt foarte multe proiecte începute la nivelul comunei din masa pe care doresc să le finalizez. Consider că am făcut pentru comuna Berlești lucruri bune și am schimbat viața cetățenilor din comuna Berlești, aș spune eu, foarte bine. Ținând cont de faptul că eu consider că mi-am îndeplinit obligațiile mele față de electorat cam 80%, eu nu le cer decât 50% plus 1. Liderii PSD Gorj au fost ieri în capitală, unde au discutat modul de organizare și desfășurare a campaniei electorale cu liderii de la centru. Am fost la o analiză regională. Alături de noi au fost prezente și celelalte organizații PSD din Oltenia. În câteva cuvinte vă voi spune ce am prezentat noi acolo și, mă rog, cum stă organizația PSD Gorj până în momentul de față. Pot să vă spun că din 70 de localități, la ora actuală avem definitivate candidaturile pentru 51 de localități. În 14 avem în curs de desfășurare un sondaj și, bineînțeles, până la 70 mai avem câteva lucruri de clarificat. PSD-iștii au până în acest moment cei mai mulți candidați lansați pentru alegerile locale ce vor avea loc peste 4 luni.